A intrat în viața mea cu acea emisiune la radio și nu m-a mai lăsat să plec niciodată. Urmând și Logodna și căsătorie și toate celelalte. Sunt fericită. El e o oază de culoare pentru mine. Nicu Țernă știe să-și răsfețe fetele. Este priceput la surprize, iar de ziua de naștere a Cătălinei, fiica Cristinei, a pregătit ceva de neuitat pentru modesta domniță. La ziua mea, când am plinit 10 ani, seara, eu, Nicu și mama am ieșit în oraș la mor. Și foarte mare mi-a fost surpriza când toți chelnerii, cei de la bowling, chiar și taximetristul știa că e ziua mea și tot nu înțelegeam de unde. Și a fost chiar o surpriză foarte plăcută. În pofida bârfelor, în familia Țărnă domină pacea și buna înțelegere. Poate că doar uneori pisica Safira devine mărul discordiei. Problema de acceptare. Și pentru ea, ea știe că noi o iubim pe dânsa, ei ne-a avut dintotdeauna și mai apare cineva încă un pretendent la atenția și dragostea noastră. Este pisica foarte drăguță. Eu cu Nicu mereu ne place să o zădărâm și ba aruncăm niște hârtuțe într-însa. Deși este posesoarea epoleților de maior, Cristina Țărnă susține că Nicu este capul familiei. Din momentul în care am venit în funcția care mi-a pus niște epoleți, pentru el a fost o realitate cu care s-a deprins mai greu. Și acum chiar nu pot să insist la nimic, pentru că el spune, șeful ești acolo. Aici ești soția mea. Suntem în primul rând prieteni și mai apoi suntem iubiți și între prieteni nu există dominație.